am auzit adesea și nu doar la lecțiile de fizică despre relativitate. Auzim adesea că nu există un adevăr absolut, eu totuși în această dimineață vin cu o axiomă. Tinerii din Republica Moldova sunt frumoși la chip și suflet, sunt foarte talentați și intră în competiții în mod neînfricat, reușind să se afirme inclusiv pe plan mondial. Este și cazul echipei masculine de șah, care s-a clasat pe locul 6 din 188 de participanți, iar în această dimineață avem deosebită plăcere să discutăm cu antrenorul echipei, Ruslan Soltanici, care este în legătură directă cu noi. Bună dimineața și mulțumim tare mult că ați găsit timp pentru noi. Bună dimineața, vă salut și eu. Așadar, nu sunteți în Republica Moldova la momentul actual, sunteți în Turcia. Spuneți-ne și nouă, ce faceți acolo? Pentru că de curând am citit eu că ați fost și în India. Da, da, așa e. Deci acum în Turcia se desfășoară prima ligă campionatului pe echipe și noi împreună cu un alt membru al lotului masculin, Iulian Baltac, participăm pentru echipa din Hatay și la moment, după 4 runde, suntem pe locul 6. Foarte și luptăm. Frumos. Da. Vreau să vă întreb, domnule antrenor, care sunt senzațiile pe care le trăiesc participanții olimpicii noștri atunci când au reușit cu succes să zică un șah mat adversarului? Eu niciodată nu am fost la o competiție de șah, dar îmi imaginez că dumneavoastră trăiți odată cu ei toate acele momente. Da, așa este. Deci au fost 2 săptămâni foarte încărcate psihologic, pentru că, într-adevăr, când ești antrenor și trăiești împreună cu echipa, poate chiar consumi mai multă energie. Bine, acum spiritele s-au mai calmat un pic, dar clar lucru că acum o săptămână în urmă la nimeni nu le vine să creadă că am reușit așa o performanță. Locul 6 din 188 de țări, întrecând niște țări ca Azerbaijan, deci niște nume șahiste mari. Sonore. Da, da. Și sigur că așa rezultat n-ar fi fost posibil fără disciplină, fără un pic de noroc, fără, nu știu, o motivație enormă pe care au avut-o băieții, fiind la o vârstă fragedă, majoritatea din ei la prima evoluție în echipă și acest lucru le-a dat un impuls enorm să arate și rezultat. Domnule Soltanici, eu aș vrea totuși să ne oferiți mai multe detalii despre această echipă, pentru că au participat 188. Câți membri a avut echipa din Republica Moldova și câți ani au acești tineri talentați? Deci, echipa a fost formată din 5 jucători, din care 4 au fost de bază și unul rezervă. La prima masă, deci la Olimpiada Mondială de Șah, se joacă la 5 mese, la 4 mese. Prima masă la noi a fost Kitsko Ivan, un tânăr în vârstă de 19 ani, care acum își face studiile în Statele Unite. La masa a doua, Andrei Macovei, 22 de ani, acum la fel, deci a intrat la o facultate în Dallas. La masa 3 a fost Vladimir Hakmitsevich, 30 de ani, un șahist profesionist bun, zic eu, mare maestru. Masa 4, Iulian Baltac, un prieten de-a meu foarte bun și adică ne înțelegeam bine, adică da, mă rog, atmosfera era foarte bună cu toții. Și masa 5, Cereș Dragoș, vârstă de doar 18 ani, da. Deci avem cumva o marjă, o limită de vârstă foarte extinsă, dar spiritul de echipă este alimentat nu doar de dorința de a câștiga, dar și de convingerea că suntem buni, într-adevăr. E un record stabilit pentru Republica Moldova, probabil. Nu am mai avut astfel de rezultate, poziția 6-a. Da, așa este, record.
până acum cel mai bun loc a fost locul 18 în Torino în 2006 și a mai fost un loc 19 în 2012. Greu de repetat așa o evoluție, trebuie să-ți zâmbească stelele și numai așa poți obține așa un rezultat, dar am intrat în istorie, adevărat. Eu știu că pentru șah e nevoie să cunoști un pic și matematica, trebuie să ai o gândire foarte analitică. Recunosc, nu am fost tare bună la mate, dar făcând așa un soi de calcul, de la poziția 18 la poziția 6, putem împărți, da? Și pentru următoarea evoluție mai împărțim o dată și ajungeți din start pe poziția 1. Eu cred că tinerii din Republica Moldova au ambiția necesară și vreau să ne relatați un pic și despre planurile pe care le aveți pentru viitor, ce etape urmează. Dacă atunci când revin băieții acasă se pot odihni nițel sau intră în pâine deodată? Bine, sigur că fiecare și are planurile sale. Majoritatea când ei încă își fac studiile și bineînțeles că trebuie să le facă la un nivel bun. Mai ales băieții din state. Și fiecare își are programul său competițional. Ce ține de echipa Moldovei, următoarea competiție majoră, așa cum văd eu, ar fi să fie campionatul european între echipe, care va avea loc anul viitor. Sigur, acolo deja lumea o să privească Republica Moldova ca o echipă foarte puternică, da? Deci o să ne ia în serios, pentru că probabil și o cauză din care am ocupat acest loc 6, că multe echipe nu ne-au văzut ca adversari decenți și au crezut că o să ne bată ușor. V-au subestimat puterile, probabil. Exact, da, exact. Bine că ați reușit să demonstrați. Domnule antrenor, totuși, care tip de șah e mai complicat? Cel jucat în echipă sau cel individual? Mai complicat, nu știu, șahul rămâne șah, dar sunt concursuri absolut diferite, cele individuale și pe echipe. Aș spune aici că la concursurile pe echipe, rating-urile și forța jucătorilor nu este atât de mult accentuată. În turneele pe echipe, factorul decisiv îl are spiritul în echipă, motivația jucătorilor, atmosfera, deci acești factori. Fiindcă altfel nu-mi imaginez cum Schizco Ivan să facă remiză cu Magnus Carlsen, campion mondial, ceea ce s-a întâmplat la Olimpiadă. Un lucru absolut senzațional. Mie nu-mi rămâne decât să vă țin pumnii pentru experiențele ce urmează. Vă așteptăm acasă cu mare drag, vă așteptăm cu acei campioni, cu oamenii care reușesc să impresioneze o lume întreagă și să demonstreze că ei sunt adversari mai mult decât capabili. Mult succes în continuare, domnule antrenor! Vă mulțumesc și eu pentru invitație! O zi frumoasă să aveți!